a treia pereche din prezentarea noastră de astăzi, iar are în față alții doi porumbei de clasă din lotul de matcă de reproducție al domnului Ninie Năchescu din Băicoi, județul Prahova. Două exemplare superbe. Dacă sunteți amabil, domnul Năchescu, să ne dați câteva detalii despre ei. Mascul, femela, da. 628-039-07, mascul solzat, este olimpic, da, prietenul meu Moise Cristinel, a fost prezent la Olimpiada la Pozna, din Polonia. Și scoși într-o femelă, femela masculului de la Petre Gabriel și femela e de la Cosmin Olteanu, Vandicu Cambuiț, un amestec de porumbei de fond cu viteză, demifond, un porumbel care a jucat foarte, foarte bine, este un locul 7 la 7.000 ceva de porumbei la 100 și un locul 10 din 6.500, un locul 4 din, un locul 7 din 4.449, un locul 3 din 1.781, un porumbel care reproduce foarte bine și care inclusiv anul ăsta a dat porumbei care o să fie pe podium național și este pereche cu femela este 22-77-90-905, este femela, este soră, soră bună cu Ahile, care... Femela din ce an este? Femela e de 2010. Porumbiță foarte, foarte bună. Soră bună cu Olimpii și de mamă și de tată. Da. Văd că e o pereche care se iubește tare mult, pentru că i-a făcut curte masculul chiar aici, în cutia noastră de filmat. Sunt porumbei care... Ea e soră olimpic, el e olimpic. Da. Deci ați mers și în perechea asta tot pe aceeași regulă, nu? Da, da. Campion cu campion, olimpici cu olimpici. Olimpici cu olimpici, într-adevăr. Super, super. Femeie puternică, femeie plină de energie și la fel vine în compensație cu calitățile masculului. Excelent. Super. Felicitări, domnul Menechescu. Mulțumesc. Cu estimătate, cele bune.